Credincioșii din mai multe părți ale țării au participat astăzi, 1 octombrie 2020, la hramul Catedralei Acoperământul Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbut din județul Iași. În sunetul buciumelor și al cântării prestăpânul, preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, a fost întâmpinat în fața locașului de închinăciune, de soborul slujitorilor și de pelerini. Ierarhul s-a închinat în paraclisul cu hramurile Sfântul Nicodim de la Tismana și Sfântul Ierarh Nicolae, iar apoi pe podiumul din fața catedralei a oficiat Sfânta Liturghie. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Din soborul slujitorilor veniți din Moldova, din Bucovina și din Basarabia au mai făcut parte arhimandritul Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din eparhia Iașilor și părintele Cosmin Gubernat, consilier pe sectorul cultural și comunicații media al Episcopiei Hușilor. În cadrul slujbei a fost rostită o ectenie pentru izbăvirea de boală în contextul actualei pandemii. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, preasfințitul părinte Antonie a făcut referire la importanța sărbătorii acoperământului Maicii Domnului și la evlavia pe care poporul român o are față de preasfânta născătoare de Dumnezeu. De asemenea, a mulțumit înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru că a binecuvântat să slujească la hramul mănăstirii Hadâmbu, autorităților locale, soborului slujitorilor și pelerinilor, pentru că s-au rugat împreună la acest moment de sărbătoare. Să rămânem și noi păstrători, în primul rând, ai credinței adevărate, credinții noastre ortodoxe, credință moștenită de la înaintașii noștri, credință care a fost mărturisită pe aceste meleaguri de 2000 de ani. Să păstrăm această credință, credința cea adevărată care ne duce la viață. Rugăm pe Maicuța Domnului să ne ocrotească, să ne întărească, să asculte rugăciunile noastre și să le mijlocească către Domnul nostru Iisus Hristos. Un cuvânt de folos duhovnicesc a fost adresat de către arhimandritul Nichifor Horia, care i-a îndemnat pe creștini să nădăjduiască în puterea lui Dumnezeu, indiferent de greutățile de zi cu zi, exprimându-și în același timp bucuria de a sluji Sfânta Liturghie la hramul Bisericii Mari a Mănăstirii Hadâmbu. De aceea mulțumim lui Dumnezeu că ne-a descoperit cuvântul său de viață făcător, dând sens vieții noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne cheamă să vedem deja împărăția cerurilor și când începem Sfânta Liturghie, spune binecuvântată este împărăția. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem doar un om într-un oraș sau un om într-o țară care împărtășim această credință, ci iată suntem mai mulți. Și să nu ne temem, iubiți credincioși, orice ar veni asupra noastră. Mulțumesc Părintele Stares Nicodim, care se străduiește să organizeze slujbele cu bogăție, cu fast. Cu fast, pentru că fastul adus Domnului, bogăția slujirii, arată din bogăția Domnului. Putea să facă Dumnezeu lumea aceasta în alb și negru, să ne dăruiască de mâncare numai pâine și apă și poate ne arată de ajuns.
dar încă de aici Dumnezeu ne-a pus belșug de culoare și de frumusețe, ca și sufletul să se hrănească și să înțeleagă împărăția ce va să vină. Pentru ca darul creator pe care l-a pus Dumnezeu în noi să se inspire și să împărtășească frumusețe și bucurie celorlalți. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, și-a manifestat recunoștința față de Părintele Mitropolit Teofan, față de Părintele Episcop Antonie, față de Arhimandritul Nichifor Horia, față de preoții slujitori și față de pelerinii care au înfrumusețat prin prezența lor slujba de hram. De asemenea, și-a exprimat dorința de a sprijini lucrarea misionară din Episcopia de Bălți, coordonată de Preasfințitul Părinte Antonie. Mulțumesc în numele Preasfințitului Părintele nostru Mitropolit Teofan, grație în numele Preasfințitului Mitropolit Teofan, avem slujba ferească de astăzi. Îi mulțumim și mulțumim din sufletul meu, în numele Preasfințitului, și în ultimul rând, Preasfințitului meu, Părinte drag, Antonie, Episcop de Bălți, și am promis solemn Preasfințitului, la crucea care aduce neușoară este în eparhia acolo unde se află de Bălți. A început cum a început, nu ușor va fi și în continuare, cam să fie o dată până la. În semn de mulțumire, Episcopul de Bălți a oferit Părintelui Stareț Nicodim 3 volume recent editate de editura Bazilica a Patriarhiei Române. După ce au primit anaforă, credincioșii s-au închinat la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului și la raclele cu moaștele mai multor sfinți ai Bisericii Ortodoxe, aflate în Biserica Nașterea Maicii Domnului și în paraclisul Catedralei Mănăstirii Hadâmbu. Biserica Acoperământul Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu a fost sfințită pe 8 septembrie 2008 de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Locașul de închinăciune a fost ridicat începând cu anul 1996 prin osârdia și vrednicia arhimandritului Nicodim Gheorghiță, lucrările de construcție fiind supravegheate îndeaproape de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.